bună ziua, cum spunea în alt preasfințitul la slujba săvârșită, la trei erarhi, suntem într-o zi mare, într-un loc special, suntem de ziua Unirii la Iași. Cum evoca pe de altă parte și președintele Victor Ponta, acum un an eram aici, toți trei, toți cinci. Și vorbeam despre iminenta constituire a unei mari alianțe politice, care avea să fie și a fost, începând cu 5 februarie, Uniunea Social Liberală. Se împlinește deci aproape un an, se va împlini în curând un an, de când această construcție politică s-a așezat și a fost un an foarte greu pentru noi. Știți foarte bine că înainte de a o constitui, n-am apucat să fim foarte bine blagosloviți de toată artileria propagandei prezidențiale, pentru că am făcut-o foarte repede după ce am anunțat. La asta nu se așteptau. După aceea, însă, vreme de un an, am rezistat sub firul acesta, absurd. Am fost acuzat eu și Partidul Național Liberal că ne-am făcut socialiști. Am fost acuzat Victor Ponta și Partidul Social Democrat că a trădat interesele clasei muncitoare. Am fost acuzați noi că am alunecat spre stânga și dânsi și că am alunecat spre dreapta. A prorocit toată această armată de trompetiști că ne vom despărți, că ne vom certa, că va începe un scandal între noi în momentul în care primele negocieri vor avea loc și așa mai departe. Și au și făcut tot ce au putut în această privință. După un an de zile suntem aici, toți, suntem mai puternici și vom fi aici toți și la anul și vom fi împreună toți și în anii următori. Am spus-o de atâtea ori, cu toții, misiunea noastră nu este doar de a schimba actuala putere, ci mai greu de a conduce România într-o revenire la normalitate și într-o repararea foarte multor daune care au fost provocate în acești ani celor mai mulți dintre români și acestei țări în ansamblu. Mesajul meu de Ziua Unirii este un îndemn la unitate, dar și precizarea că această țară are nevoie de unirea tuturor pentru un proiect de viitor, pentru un proiect național. Cu precizarea că nu putem și nu vrem să încercăm să-i unim pe cei care batjocoresc cu cei batjocoriți, pe cei care mint cu cei care sunt mințiți, pe cei care fură cu cei care sunt furați. E nevoie deci de unitatea forțelor, energiilor acestei țări pentru schimbare, pentru o schimbare în bine, pentru o schimbare care să însemne în plan politic și nu numai redresarea acestei țări. Pentru asta trebuie să lucrăm mulți și multă vreme. Ceea ce se distruge în ani nu se repară într-o noapte sau într-o zi. Suntem foarte conștienți de asta, nu mințim pe nimeni, nu promitem marea cu sarea. Spun doar la capătul acestui an de viață, anișor, de viața al Uniunii Social-Liberale, că pe când ne-a stat în putință, ne-am făcut datoria. N-am cedat diversiunilor, n-am cedat amenințărilor, n-am cedat presiunilor, am menținut în permanență unitatea construcției noastre, cu toate dificultățile care au existat, și le-am dat, cred, multora dintre compatrioții noștri, convingerea că am făcut o construcție cinstită și durabilă. Și așa îmi doresc să fie, și așa va fi, oricâte dificultăți de parcurs se vor mai ivi, până când în România, cetățenii României, prin vot democratic, vor schimba puterea și până când noua putere va reuși să-și atingă obiectivele. Sunt absolut convins că, având oameni a căror calitate umană și politică am putut-o proba în acest an, vom putea împreună să ne ținem spatele unii altora și să ne luptăm în continuare cu un adversar care, în acest moment, deși se războiește în continuare doar cu noi,
are de fapt împotriva sa cea mai mare parte a țării. Mă uitam ieri surprins, am niște rezerve de uimire pentru acești pedeliști, mă uitam surprins cum domnul Oltean afirma că toată tevatura asta care e în țară este din cauza că USL-ul a scăzut grav în sondaje, că a crescut PD-ul, de asta au ieșit oamenii în stradă, conform domnului Oltean. Cum doamna Udrea afirma din nou cu nerușinare, în disprețul oricărui adevăr, că opoziția a generat aceste revolte și că incită la violență și că, nu știu, comportă huliganic. Mă uitam din nou cum domnul Boc și-a regăsit încântarea și automulțumirea de sine și de reforma sa. Toate lucrurile acestea ne arată că oamenii aceștia s-au desprins de realitate. Cred că pot să revină în realitate răfuindu-se cu Baconski și, desigur, la nesfârșit cu Uniunea Social Liberală. Faptul că Uniunea Social Liberală a fost vreme de un an de zile și este se acum ținta tuturor atacurilor, calomniilor, diversiunilor, înscenărilor, îmi arată că am făcut ceea ce trebuia făcut acum un an și că, pe mai departe, această construcție trebuie apărată, trebuie să-și ducă misiunea la îndeplinire și o va duce. În fine, aș transmite încă o dată un mesaj cu prilejul acestei zile și acestui moment, un mesaj de solidaritate tuturor celor care protestează în România, într-un fel sau altul, tuturor celor care sunt la rândul lor solidari cu protestele, tuturor celor care cred în continuare că au dreptul ca cetățenii acestei țări să ceară socoteală puterii, aceasta sau oricare. Fără să mă înștiințeze în vreun fel, Ani caută să vadă averea mea care, mă rog, nu-i loc mare și ajung la niște absurdități de un ridicol de nemăsurat. O să discutăm despre asta odată, dar nu acum, când sunt probleme chiar serioase. Ce să mai discutăm? Deci ce zicea domnul Fenechiu? N-are nimeni nimic împotriva controlului. Ce plăcere mai mare să fie decât să fii controlat. Foarte bine. Dar controlul ăsta, pe de-o parte, trebuie făcut în limitele legii. Da? Deci, anunți omul, pentru că e vorba de un control transparent. Adică eu nu am conturi pe nu știu unde, prin străinătate, să mi le caute cu FBI-ul. Doi, să nu fii un mare dobitoc și să ajungi la lucruri care te descalifică. Da? De pildă, cum ar fi acelea să cercetezi persoane care n-au existat niciodată, n-au trăit niciodată, confundând niște numere de buletin date de pe la poliție. De exemplu asta. Asta nu mai e atât de plăcut cum ar fi controlul. Controlul înțeleg. Dar în momentul în care vezi că o instituție cu trei filfizoni cheltuiește sume uriașe de bani ca să facă jocuri politice, adică nu îmi place Mircea Diaconu, hai la Mircea Diaconu, că marea problemă a acestei țări era că soția lui Mircea Diaconu, o actriță de viață, a fost angajată într-un teatru din București. Nu îmi place Ponta, mă duc la Ponta. Dar Ponta cu cine e aliat? Cu Antonescu, ca aici pe acolo, cu niște absurdități, asta costă bani. În vreme ce în România se fac lucruri inacceptabile despre care presa vorbește în fiecare seară. În vreme ce fruntași politici din România, cu nerușinare, încalcă legi, nu pot justifica bunuri, numai ăla la vedere. Despre asta vorbim atunci când vine vorba despre banii și despre alte instituții. Baconski? Nu aș mai găsi nimic de comentat decât că am ajuns și în situația în care să fi avut un ministru de externe atât de nesemnificativ încât zvârlirea lui pe scări, darea lui afară, să fie un element secundar pe agenda zilei de ieri. Asta din punctul meu de vedere. Sigur că suntem un prim penibil atunci când domnul Boc motivează destituirea ministrului pe faptul că a vorbit urât, că a scris lucruri nepotrivite pe blog. Uitând că le-a scris acum o săptămână, că după ce a fost un scandal vreo două zile pentru ce a scris pe blog, domnia sa, domnul Boc, ca președinte al partidului, l-a desemnat pe autorul acelor scrieri urâte drept coordonator al discuțiilor, al dialogului cu tot felul de organizații.
Până la faptul că a fost destituit Baconski în vreme ce se afla, să zicem așa, în misiune, în fruntea unei delegații în cură europeană. Domnul Teodor Baconski a fost o slugă de mâna a doua și nu avem ce să comentăm. Eu vă aduc aminte, ca să facem totuși niște comparații, ca să nu mai țipăm așa și să ne odihnim mintea că toți sunt la fel, că toți au fost la fel, că asta e ușor să spui. Nu e niciun fel de problemă. Ușor, greu e să faci diferențe, că trebuie să spui mintea la contribuție. Vă și mai aduce aminte cineva pentru ce și-a dat demisia Cioroianu, ministrul de externe în guvernul liberal? Își mai aduce aminte cineva ce mare rău făcuse Cioroianu? Pentru că a fost un ministru de externe, sigur, n-a fost Titulescu, dar nu cred că a făcut România de râs. Domnul acesta Baconski, niciodată nu s-a ocupat de ceva serios în materie de politică externă, a sărit la scandal la un moment dat, într-un mod cu totul absurd și cu niște temene absurzi, la scurt așa la Franța și la alte putere europene când s-a supărat. În rest s-a distins prin marele proiect de a aduce Partidului Democrat Liberal 1 milion de voturi, și cel mai prost ministru de externe din orice țară, din lumea asta și de pe orice continent, păstrează niște aparențe. Adică ministru de externe, totuși, chiar dacă e membru al unui partid, chiar dacă e numit de un partid, dom'le, nu se ocupă cu competiția electorală internă. Baconski a fost atât de prost că există oameni pe care tăticilor i-au dat la școli bune, dar ei rămân tot proști. A fost atât de prost și atât de slugarnic, încât a strigat acolo în fața întregii țări, în direct, vă aduc eu 1 milion de voturi din diaspora, da? Sau 3 milioane. A făcut, de asemenea, câteva tumbe în fața doamnei Elena Udrea, de o slugărnicie care nici măcar pe vremea Elenei Ceaușescu nu se permiteau, că erau ceva mai austeri comuniști în baș. Și la un moment dat, într-o întâmplare nefericită, a fost vârlit pe ușa afară. Ce-i semnificativ din această perioadă din viața domnului Baconski privește România. Și anume că un asemenea om a putut să ajungă ministru de externe al acestei țări. Despre demisie. De și-au depus demisiile parlamentare. La mine. În adică să clarificăm niște lucruri. Nimeni, nicio persoană, niciun parlamentar al Partidului Național Liberal nu a demisionat. Toți sunt în mandat. Ieri a fost o discuție informală pe care eu împreună cu colegii parlamentari am purtat-o, liberali, doar liberali, am purtat-o la sfârșitul ședinței Camerelor Reunite, pentru că mulți dintre ei ridicaseră această problemă. Care este reacția noastră în momentul în care vedem că sesiunea extraordinară ne-a arătat un guvern boc, la fel de convins că trebuie să-și continue opera minunată, dacă președintele nu știm unde este, dacă mai este, ce se întâmplă. Și despre Gaddafi s-a știut totuși, cât de cât știau americanii pe unde mișună. Despre domnul Băsescu nu știm nimic. Și sigur, o majoritate parlamentară la fel de convinsă că trebuie să latre înainte la stele, că altfel nu pot să spun. Că nu poți într-un moment ca ăsta, când ai niște oameni nemulțumiți în stradă și mulți, mulți alții în casă să vii și să continui același scandal, ca și cum ei cu USL-ul ar avea niște probleme și nu cu oamenii care protestează peste tot. Bun. Ei, în aceste condiții am pornit o discuție cu colegii mei. Eu nu am dorit să comunic cu presa pe marginea acestei discuții informale. Numai că o sumă de colegi de noastră de la din media bucureșteană stăteau acolo la ușa ședinței noastre. La un moment dat a ieșit pe surse, ori fi ascultat la ușă, nu știu, a ieșit pe surse faptul că domnul Ludovic Orban și doamna Adriana Săftoiu au demisionat. De fapt, s-a întâmplat următorul lucru. S-a purtat acolo o discuție, al cărei rezultat l-am și comunicat după aceea colegilor dumneavoastră, și anume că s-a degajat o opțiune să examinăm foarte serios părăsirea Parlamentului, demisia din Parlament, toți precizând însă că așa ceva nu se poate lua în discuție, decât dacă, după discuții și cu partenerii noștri din PSD, din PC, ajungem cu toții la această concluzie și facem o demisie în bloc. Părerile au fost și acolo, sigur, împărțite. Domnul Orban și cu doamna Săftoiu
un semn de mare încredere față de mine, pentru care le mulțumesc, au scris, practic, niște demisii pe care mi le-au înmânat pentru, dându-mi libertatea ca președinte al partidului, să le activez dacă va fi cazul. După aceea au mai făcut acest lucru câțiva colegi. Demisiile nu sunt propriu-zis niște demisii, pentru că nu sunt activate, ca să spun așa, pentru că legea spune foarte limpede că un parlamentar demisionează în momentul când a făcut o hârtie, o demisie oficială la Secretariatul General al Camerei din care face parte și pe care la prima ședință în plen o confirmă prin diu grai și în carne și oase la microfonul Camerei. Deci nu avem în acest moment niciun demisionar. Discuția pe care o vom purta cu colegii noștri din USL în foarte scurtă vreme va arăta care este până la urmă hotărârea noastră, dar va fi o hotărâre comună.